Dumnezeu adevărat, bine ați venit la sediul Conferinței Universitare Iulian Antonescu Bacău. Pentru că pregătirea mea este în domeniul artelor vizuale, am să vă citesc un cuvânt de întâlnire și apoi îi voi da cuvântul colegii mele, doctora Cristina, cea care este sufletul acestui eveniment, alături de colegii ei. Mă bucur, sunt onorat că acest profesionist există în cadrul instituției noastre și sunt foarte puțini și în țară cu profesioniști cu dinamica, cu dragostea ei pentru ceea ce face. Iată, suntem aici, adunați de această urmașă demnă a marilor arheologi istorici pe care i-a dat Bacău. Drept pentru care, acum 65 de ani, la 1 aprilie 1957, lua ființă Muzeul Regional Bacău. La 15 aprilie, același an, a fost numit primul director al acestei instituții, un tânăr absolvent al Facultății de Istorie în cadrul Universității București, domnul Iulian Antonescu. Începutul a fost dificil din cauza lipsei unui local adecvat, a unui patrimoniu muzeal, a lipsei fondurilor de pentru cercetare și achiziție. În ciuda dificultăților inerente începutului, noua instituție de cultură a evoluat rapid, diversificându-și activitatea prin apariția secțiilor de istorie, artă, științe naturale, care după ce au trecut prin mai multe etape, au dat naștere rețelii muzeistice cotroane. În mai 2003 se ajunge la actuala formulă de funcționare, Complexul Muzeal Iulian Antonescu Bacău, incluzând în titulatură și numele primului său director, Iulian Antonescu. Încă de la început s-a dus problema creierii și dezvoltării unui patrimoniu muzeal adecvat, atât numeric cât și calitativ, pentru a se putea face față necesităților de valorificare creatoare a istoriei și culturii zonei centrale a Moldovei. Acest fapt a fost posibil prin munca unor oameni devotați actului de cultură, care au lucrat permanent pentru salvarea patrimoniului și constituirea colecțiilor, care au dat valoare și preiniciere muzeistice bătoane. Dar fără organizare sistematică a cercetărilor și un contact permanent cu marile public, cu exigențele acestuia, nu s-ar fi putut realiza fondul muzeistic actual și implicit nu s-ar fi ajuns la recunoașterea de care se bucură astăzi muzeistica bătoane. În cadrul activității instituției, un rol important l-a avut și organizarea sesiunii naționale Vasile Bârvan, ce a fost realizată tot timpul la începutul lunii octombrie, în legătură cu data de 6 octombrie 1408, data atestării documentare a târgului medieval Bacău. Vă mulțumesc și dacă o să aplaudați, o să aplaudați pe lătrămeara pentru că îi voi da cuvânt. Mulțumim, domnule manager. Bună ziua! Mulțumim tuturor oamenilor pentru prezență, colegilor noștri, viitorilor noștri colegi care sunt astăzi în sală, de la Liceul Mericoantă, Colegiul Național Mericoantă Bacău. Mă bucur că sunteți alături de noi. Sperăm să fiți atenți și să ne înțelegeți. Poate că uneori vorbim prea științific. Salutăm colegii din țară care ne-au răspuns invitații, arheologi, istorici, numismați, colecționari. Și pe parcursul zilei vom avea timp să comunicăm între noi mult mai bine. Acum vom fi un pic mai scorțoși, cum se spune. Pentru început, vom da cuvântul reprezentantului primăriei municipiului Bacău, domnul Constantin Gherasim. Bătoane și nu numai. Dânsul este cel pe care
Eu știu de foarte mulți ani, peste cam 40 de ani, după ce eram copil. Este omul care a deschis inima multor dintre copiii dată dată către istorie, către arheologie. Și este un moment, zic eu, foarte frumos că produce acest institut, s-a gândit să-l serveze la acest moment. Și sunt convins că va fi o zi și o manifestare pe care Domnul Cătălnul a trebuit să o simță din toată activitatea depusă aici, în cadrul acestui muzeu. Mă bucur să văd doamna directoare de aici, din conducerea muzeului prezentă la acest eveniment. Este multă emoție, este multă trăire în aceste clipe. Și încă o dată tuturor felicitări și sunt convins că munceva pe care o am împreună cu presul vor colabora mai departe pentru a face ca orașul nostru să devină un oraș așa cum dorim, cu viață culturală, cu viață intelectuală și frumusețe. Într-adevăr, prilejul acest eveniment am ținut neapărat să-l omagiem pe domnul Viorel Căpitanu, cel care este angajatul acestei instituții în 1957, cel care este primul arheolog al acestei instituții, pe care l-am cunoscut încă din anul 2 de studenție, mai spun anul, cu care am colaborat atât pe șantiere, atât în instituție, este directorul care m-a și angajat la această instituție, îi rămân datoare și veșnic datorată, de fapt, pentru că contează foarte mult începuturile unei cariere și dacă sunt oameni care te împrumă în aceste începuturi, este foarte important. Dumnealui, astăzi face 65 de ani de când a lucrat în muzeu și 90 de ani și îl felicităm și îl invidiem. Sperăm să ajungem și noi la vârsta dumnealui. Și pentru că am vrut să fie un moment și mai special, nu am să vorbesc eu foarte mult despre domnul Căpitanu, o să-i dau cuvântul colegului dr. Cristinel Plantos, care este cel din urmă colaborator al domnului Viorel Căpitanu. Anul acesta, pentru comunitatea culturală a Bacăului și nu numai, putem vorbi despre o triplă aniversare. Se împlinesc 65 de ani de la înființarea prestigioasei instituții ce este astăzi Complexul Muzeal Iulian Antonescu, tot 65 de ani de la momentul în care Viorel Căpitanu a debutat profesional în cadrul acestei instituții, respectiv 90 de ani de viață pe care domnia sa îi va sărbători chiar mâine. Despre biografia lui s-au scris numeroase pagini, astfel încât cu riscul redundanței vom reaminti printre altele principalele repere din viața sărbătoritului nostru. Fiul al lui Olga, acesta s-a născut la 7 octombrie 1932. Acesta s-a născut la 7 octombrie 1932 în comuna vasluiană Tanac, într-o familie de chiavuri, după cum cu subtilă ironie a mărturisit-o chiar domnia sa. Aici va deprinde primii pași pe tărâmul cunoașterii la școala primară din localitatea natală. Formarea sa intelectuală va prinde contur la școala normală Vasile Lucu din Iași, respectiv la liceul Mihail Cocălnicianu din Vaslui. Și se va desăvârși în cadrul Facultății de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Între anii 1953-1957 va urma cursurile predate de prestigioși profesori precum Cesar Nicolaescu Topșor, Mircea Petrescu Dâmbovița, Dimitrie Berlescu, Ilie Grămadă și alții, încununați la finalul studiilor cu titlul de diplomat universitar.
Șantierele arheologice din timpul studenției, mai ales cele sub îndrumarea lui Cese Nicolaescu Brocșor, îi vor marca destinul profesional al tânărului absolvent, arheologia fiind calea pe care acesta o va urma mai bine de 4 decenii. La 1 septembrie 1957 își va începe cariera profesională, fiind repartizat ca muzeograf la proaspătul înființat Muzeul Regional din Bacău, instituția al cărui act de naștere datează din luna aprilie a celuiași an. Un amănunt interesant, probabil mai puțin cunoscut, este acela că inițial a fost repartizat la Muzeul din Baia Mare, unde exista un medic și un colectiv axat pe studiul perioadelor paleolitice, perioada paleolitică fiind prima lui Dragoste. Chiar de la începutul carierei, destinul uman și profesional s-a fi putut frânge în același an, 1957, când securitatea va începe urmărirea sa, urmată ulterior în 1958, de arestarea pe motive politice alături de mai mulți tineri intelectuali de la Facultatea de Istorie din Iași, liderul acestora fiind considerat eruditul profesor Alexandru Zub. Din fericire, pentru Viorel Capitan, perioada de pensii petrecută la Ploiești va fi de câteva luni, astfel încât acesta se va reîntoarce curând în Muzeul Bătoan. Ajuns într-un muzeu tânăr, fără colecții și patrimoniu, împrejurarea a făcut ca debutul profesional al aniversatului nostru să coincidă, din perspectiva arheologică, cu studiul începuturilor primelor manifestări umane, anume paleolitice. De altfel, primele publicații ale domniei sale au fost dedicate acestei perioade. Amintim aici punerea în circuitul științific a cercetărilor de la Buda din bazinul Bistriței, de la Poiana Scaune, din Caschei, din proximitatea barajului de la Vicas, unde de altfel în studenție și-a făcut ucenicia sub coordonarea profesorului Nicolaescu Topșor. Nu trecem cu vederea, aferent aceleași perioade, cercetările de la Poiana Cireșului, județul Neamț, astăzi considerat unul dintre cele mai importante situri gravediene din sud-estul Europei. Într-un studiu din anul 1969, în baza unor cercetări proprii, profesorul Capitanu opina că avem de-a face cu nivelul de locuire aparținând, citesc, culturii gravediene orientale, chiar citatul, concluzii care unele nuanțări sunt și astăzi valide. O altă contribuție importantă la înțelegerea paleoliticului a rezultat și din cercetarea între anii 1962-1968 a sitului de la Lescă, județul Bacău, pe Valea Bistriței, cercetări efectuate împreună cu Maria Vitirii. În paralel, cu preocupările vizând paleoliticul, Viorel Capitanu va fi implicat și în cercetarea altor epoci pre- și protoistorice, astfel încât orizontul său de cunoaștere și înțelegere al preistoriei acestui spațiu se va lărgi semnificativ. În acest sens, alături de Marlena Florescu și Adrian Florescu, va investiga o salvă de așezări neolitice și din epoca bronzului, din zona colinelor Cultoveni, de pe Valea Sinaiului, a Zeretinului și Berneciului, amintind aici pe cele de la Gătești, Găiceana, Țigănești, Michiștenia, Bealumorii și altele. Prima epocă a fierului va fi la rândul ei abordată prin cercetările și studiile dedicate, spre exemplu, așezărilor de la Tătești, Bâlbure, Cimbala, dar și a unor depozite de bronzuri precum cele de la Giose, ori a unor descoperiri izolate precum faimoasa spadă de la Marfila. Anii 1967-1968, prin recunoașterea în teren și mai apoi sondarea în premieră alături de Vasile Usachi, a sitului plurii stratificate la Răcătău, vor avea minunea că îi deschide un nou capitol în sfera profesională, anume cel al cercetării civilizației genice și tactice. Deși așezarea de la Plicești Cetățuie, Răcătău, a fost semnalată încă din secolul al XIX-lea, iar mai târziu de către diferiți cetățeni, nimeni până în anul 1968 nu a întreprins vreun demers pentru a efectua o cercetare în acest loc, numit de Trocanic, Troian sau Apărătoarea, aflată în apropierea satului Căreșești, în prezent dispărut. Situată la 3 km sud-est față de Răcătău de Jos, respectiv 2,6 km nord-vest față de satul Plâncești Cetățuia, aceasta domina întreaga vale a Sinetului pe o distanță de 10 km în aval și a munte, cu o vizibilitate ce atinge zonele de vărsare ale Bistriței, respectiv ale Trocușului, fiind amplasată pe o terasă înaltă de pe malul stâng al Sinetului. În urma celor peste 30 de campanii de cercetare arheologică, sistematică, au fost identificate depune aparținând epocii bronzului, cu capul de oru, prime epoci a fierului, trupul Cozia Brat, respectiv cele de-a doua epoci a fierului, civilizația genetică secolului 4 ante, 2 post. Stațiunea din a doua epoca a fierului se întinde pe mai multe hectare, fiind împărțită în trei sectoare, anume Acropola, așezarea deschisă, respectiv Necropola tumulară.
Încă de la primele campanii, pe baza unor elemente caracteristice, profesorul Pitanu a înaintat ipoteza că la Răcătău a existat un centru rezidențial de tip DAVA, ce poate fi identificat cu antica Tamas DAVA, propunere larg acceptată în mediul academic încă de la început. Rezultatele ambelor cercetări sunt astăzi parțial cunoscute grație unui număr semnificativ de studii, note sau comunicări. Astfel, cercetătorul Băcăoan a pus în circuitul științific atât sinteze ale campaniilor de cercetare, cât și studii dedicate unor tipuri de artefacte, precum ceramică, plastică, fibule, unelte și ape din fier, obiecte de porc și codoabă, amfore, obiecte cu semnificație culturală, importuri din lumea elenistică și romană, sau un alt registru descoperit și comportamente funerare. Practic, fără teama de a greși, cercetarea și publicarea, fie și parțială, a rezultatelor din acest sit a constituit pentru studierea cele de-a doua epoce a fierului din țara noastră o sursă de primă mână în elaborarea unor sinteze globale, fără a unor studii de diverse categorii de artefacte. Tot în sfera cercetării civilizației egiptene și dacice, împreună cu Vasile Urzachi, a întreprins cercetări arheologice și în alte puncte de interes din județul Bacău. Este cazul investigațiilor din cetățile de la Băinești și Târgu Ocna, extrem de importante din perspectiva zonei de contact dintre mediul dacic, intracarpatic și civilizația genică de pe Valea Siletului, situl aflate astăzi sub pătura Utării și, din păcate, a degradării. Răcăpitanul a avut preocupări și în domeniul numismaticii. Sunt demne de amintit numeroasele tezaure cu monede romane de perioada republicană sau imperială, bizantine sau turcești, puse în circuitul științific și muzeal, amintind doar pe cele de la Arteoani, Lăgești, Călugărești, Cornii de Sus, Orcești, Concești, Turcești, Răcătău, toate din județul Bacău sau cel de la Copăcești din județul Brancea. Preocupările domniei sale nu s-au oprit însă doar la subiectele de-a doua epoce a fierului. Nu puține sunt contribuțiile aduse în ceea ce privește perioadele secolul 2-3 după Hristos, orizont cronologic caracterizat într-o mare parte a arealului geografic escarpatic, de ceea ce convențional este cunoscut de cultura carpă. Selectiv, amintim aici publicarea descoperirilor de la Bărboasa, Călănești, Poiana Negrii, Săucești și altele. Pentru perioada secolului 3-4 după Hristos sunt de amintit descoperirile din județul Bacău de la Călănești, Pițești, Permiceni, iar pentru secolul 5-6 semnificativă este cercetarea de la Mănoaia Păstișa. Epoca medievală, de asemenea, a fost atinsă de preocupările domniei sale, mai ales prin punerea în circuitul științific a unor tezaure monetare, dintre care l-am întâlnit pe cel din localitatea Tanacu, localitatea de Baști, din domniei sale. Cu siguranță, în cele expuse până acum, se regăsește doar o mică parte din contribuția aniversarului nostru la îmbogățirea patrimoniului cultural în general și mai ales al instituției în care a progresat întreaga carieră, muzeu care, așa cum precizam mai sus, la momentul angajării sale, nu deținea practic un patrimoniu arheologic mobil, iar la momentul pensionării sale, în 1998, deținea o colecție arheologică și nu numai absolut impresionantă, ci deținută. Prin cele peste 300 de puncte descoperite și valorificate din punct de vedere științific sau muzeal, situri arheologice, tezaure, depozite, și a pus o contribuție majoră în punerea județului Bacău pe harta arheologică a României. Prin travaliul său, el reprezintă chiar și astăzi o rară avă în sintexajul arheologiei și muzeografiei românești. Pe lângă cercetare, s-a ocupat și de organizarea, administrarea și buna funcționare a Muzeului Băcăoan. După plecarea lui Iulian Antonescu la București, la 1 septembrie 1971, Viorel Căpitanu a fost numit director al Muzeului Județean de Istorie și Artă Bacău, unul în care a rămas până în anul 1974, când a revenit pe post de muzeograf principal. După anul 1989, ca urmare a dizolvării și reorganizării complexului muzeal, la 1 aprilie 1990, va fi din nou numit director al Muzeului Județean de Istorie Iulian Antonescu, funcție în care a rămas până la ieșirea la pensie în anul 1998. Din postura de director, a reușit mutarea sediului muzeului în locația în care se află în momentul de față, o clădire modernă, conformă funcției sociale ce muzeul îndeplinește. Loc unde sunt împlinite toate condițiile unei cercetări muzeografice de calitate, cuprinzând săli de expoziții, depozite, laboratoare, bibliotecă, birouri, etc. Prin urmare, meritele sale au fost recunoscute atât la nivel local, fiind distins cu diploma de onoare acordată de Consiliul Județean Bacău pentru întreaga activitate dedicată cercetării și valorificării patrimoniului cultural, cât și național.
prin diploma de merit acordată de Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv Ordinul Meritul Cultural în grad de ofițer categoria E, respectiv indemnizația de merit pentru realizări deosebite și recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii. Pe lângă recunoașterea națională, profesorul Căpitanu și rezultatele cercetărilor sale a beneficiat și de recunoaștere internațională, mai ales prin intermediul unor mari expoziții precum cele de la Belgrad, Viena, Roma, Amsterdam, Paris, Middlesbrough, Köln, Viena sau Triest, la care adăugăm vizibilitatea și astăzi prezentă ce rezultă din numeroasele citări ale acestui an literatura de specialitate din țară și din străinătate. În încheiere, câteva gânduri personale. Întâlnirea mea cu profesorul Căpitanu s-a petrecut în vara târzie a anului 1999. Atunci, în calitate de student la arheologie, am efectuat o serie de cercetări de suprafață într-o localitate de la granița județului Bacău cu Vrancea, în localitatea Prădaeș, prilej cu care a rezultat un bogat material arheologic, dar acolo încadrare era mult prea devreme pentru mine a o putea realiza. Astfel, sub imboldul patriotismului local din Vrâncean, din Vrancea, chiar dacă nu vezi în Sibiu, am pornit plin de entuziasm către Muzeul Vrancei din Focșani, unde destinul a făcut să nu întâlnesc pe nimeni disponibil în a-mi ajuta în rezolvarea misterelor din pungile mele prăfuite. Fără a dezarma, am luat calea Bacăului, unde știam din lecturile încă proaspete de la cursurile și seminariile de specialitate, că activează un anume Viorel Căpitanu, numea cărui rezonanță era suficientă la acea vreme, a induce un sentiment de respect, dar amestecat și de ușoară teamă. Astfel, providența a făcut ca la momentul în care am sosit în holul Muzeului Bacăuan, să întâlnesc un domn cu părul cărunt, cu un halat de lucru. Întrebat fiind pe cine caut, am răspuns ferm că pe domnul Căpitanu. Răspunzându-mi că l-am chiar în față, recunosc că pentru moment s-a produs o ușoară confuzie în mintea mea, chipul blând și radios al acestuia neavând nimic în comun cu proiecția ce eu creasem în ceea ce îl privește. Exprimându-mi doleanțele, m-a poftit în biroul său și, într-un timp foarte scurt, mi-a lămurit toate misterele extrase de mine din râpa Prădaieșului. Practic, pentru mine, acela a fost momentul în care s-a produs declicul și am înțeles că vreau să fiu arheolog și totodată a reprezentat începutul colaborării și prietenii mele cu domnia sa. Din acea zi, pe parcursul a multor ani, Muzeul din Bacău a devenit a doua mea casă, toate vacanțele petrecute în Vrancea natală, având ca punct de reper instituția și oamenii de aici. Fie la biroul său din incinta muzeului, ori în apartamentul familiei, acesta mi-a oferit din cunoștințele sale, nu de pe poziția profesorului, ci cu modestie și nedisimulatul crez că ucenicul este firesc să-și depășească mentorul. De altfel, la revederile noastre, printre primele întrebări ce mi le adresa, se regăsea invariabil ce mai este nou în domeniul arheologic. Încă de atunci, dorința profesorului Căpitanu a fost ca la finalizarea studiilor să profesez la Muzeul din Bacău, unde să-i continui munca, mai ales în situ de la Răcătău. Chiar dacă destinul a decis ca traiectoria mea profesională să se desfășoare departe de urmea TPR-ul Bistrița, optarea în colectivul de cercetare din anul 2002, respectiv micile mele contribuții privind DAVA de pe Siret, sper să reprezinte doar începutul, e mai greu, al unui nou capitol din cercetarea acestui important monument. Un proverb latin, docendo discipuli, înveți învățând pe alții, inspirat din epistolele lui Seneca, se potrivește modului în care sărbătoritul nostru s-a ghidat în viață. Trăiește în mijlocul celor care te pot face mai bun, înconjoară-te de cei pe care îi poți face mai bun. Sunt lucruri care merg împreună. Învățând pe alții, oamenii învață ei înșiși. Viorel Căpitanu reprezintă un model de muzeograf, un om pasionat și tolerant, care s-a contopit cu meseria lui. Alături de soția lui Florentina, a sacrificat timp din timpul său liber, a renunțat la multe pentru meseria care îi împlu sufletul, dar în același timp a dăruit din munca lui celor dispuși să primească. Profesionalismul, generozitatea și căldura umană sunt câteva dintre darurile primite de la magistrul meu, daruri ce încerc să le folosesc și să nu le pierd. Vă mulțumesc! Alături de noi și de domnul Căpitanu se află și una dintre primele colaboratoare a acestuia și angajată a acestei instituții și soția domnului Ioan Antonescu, doamna Eugenia Antonescu, care
ne onorează cu prezența la fiecare sesiune parte și căreia îi rugăm să ne spună câteva cuvinte adresate în special domnului. Foarte puține cuvinte voi spune și plec de la cuvântul superb al domnului despre activitatea frumoasă și generoasă a colegului nostru, capitanul. Ultimele cuvinte care au fost, sau printre ultimele cuvinte, a spus că ne întoarcem în casa noastră. Of, m-a emoționat foarte mult această expresie, pentru că și eu m-am întors în casa noastră, a celor care au pus bazele acestui muzeu. Și nu uit, zic la casa părintească, nu se vinde niciodată. Aud că sunt intenții. Nu noi vrem să o vindem, cei care am construit-o și am făcut-o. Alții pot să o vând. E păcat să distrugi ceva ce s-a construit special, din fonduri speciale, din planuri speciale. Sper să audă cei care vor să strice frumusețea acestui muzeu, a acestei instituții, care-i vis-a-vis de șantiere medievale, de biserica preacistă, de un centru vechi al Bacălui. Și să-l ducă undeva unde nu știm dacă patrimoniul de aici, în siturile care cu greutate au fost scoase din fundurile pământului, să le ia și să le ies un cuvânt urât la țară, să le borfăiască, să le amestece, mă scuzați că folosesc cuvânt, dar e al nostru, un jargon al nostru. Ca să umbli la un insidu care a fost scos cu atâta greutate, mai duci acolo un praf. Nu asta trebuia să spun eu aici, dar e durerea mea și a generației mele și a celor care au muncit, așa cum foarte mult Viorel Căpitanu, cred că este unul din cei mai principali muzeografi, nu spun director, care a adus valori de patrimoniu prin șantierele la care a participat, prin perieghezele care le-a făcut, prin toată viața care a fost dăruită acestei instituții, alături de soția lui. Eu am mai spus că printre profesorii Bacăului, am mai spus cu alt prilej la o sesiune, printre profesorii Bacăului a fost aproape singura profesoară care venea și își ținea lecțiile de istorie la muzeu și lecțiile de dirigenție. Nu uit treaba asta, pentru că era un lucru deosebit de antrenare, de antrenarea tineretului spre această instituție care însemna atestarea în fond a acestor lucruri. Eu închei, pentru că s-au spus și se vor mai spune multe lucruri despre Bacău. Închei spunând că mă bucur nespus că muzeul își face datoria în domeniul științelor istorice, sociale, toate secțiile au muzeografi deosebiți care aduc și completează zi de zi patrimoniul pe care am dorit să nu fie cumva distrus. Felicit și conducerea chiar interimară de acum. Poate se cheamă interimară, dar de fapt face același lucru, ca un director, nu? Se cheamă interimar pentru că nu și-au dat acordul acolo, pe o hârtie cineva. Bănuiesc că va urma un concurs. Doresc să vină tot cineva din sânul muzeului care știe și cunoaște problemele de aici. Felicit pe colegul meu, care a lucrat o viață alături de noi și noi alături de el,
Noi am fost încadrați cam o dată. Deci în luna aprilie Iulian Antonescu, după câteva luni Viorel Căpitanu, după iar câteva luni Șova și cu mine. Afară de secretară și contabilă, ăștia am fost ani de zile care am pus bazele muzeului. La artă, la etnografie, la istorie, la arheologie. Spuneam acum un an, parcă, la sărbătorirea mea de 85 de ani, că n-am condei să scriu câte cunosc și am văzut. Și mi-a răspuns un coleg în glumă din sală, vă dăm noi condei, dacă n-aveți. Poate o să, dacă mai mă ajută cel de sus, eu am în intenție să las scris tot ce știu eu despre ce s-a întâmplat. Pentru tânăra generație care văd că face ochii mari și frumoși, să asculte și să inhaleze tot ce mai putem noi respira la ora actuală. La vârsta noastră, așa de 90 de ani, mai încercăm să dăm câte ceva. Eu ce să vă spun? Sunt pensionară de aproape 30 de ani, dar încă activez, sunt membra fondatoare a Fundației Iulian Antonescu, alături de membru de drept și executor al acestei fundații, domnul Medică, colaboratorii noștri de la arhive, de toți muzeografii care iubesc muzeografia, indiferent că e din Galați, indiferent că e din București, indiferent că e din Iași, sau de oriunde. Felicit pe toți cei prezenți și, în mod special, pe colegul meu, amicul meu de altă dată, Viorel Căpitanu. Mulțumim foarte mult, doamna Eugenia Antonescu. Instituția noastră a pregătit pentru domnul Căpitanu, care e urmă la mulți ani, o modestă contribuție alături de restul diplomelor pe care bunea lui le-a strâns de-a lungul banilor, o diplomă de excelență pentru întreaga activitate desfășurată la instituția noastră. Din toată inima vă spun să trăiți la mulți ani! Mă adresez tinerii generații, să știți că încă sunteți contemporani, îi veți găsi pe îi veți întâlni pe stradă, pe oameni care au dat o sumă importantă culturii băcăoane. Constantin Cios, Constantin Călin, Ilie Voca, încă îi veți găsi pe străzile, îi veți întâlni pe străzile centrale ale Bacăului. Și zic încă pentru că sunt din ce în ce mai puțini. Dar să știți că sunt legende vii. Pe domnul Căpitanu îl veți întâlni plimbându-se între strada Războieni cu intrarea de la parcul Cancicov. Fiind tânăr! Fiind tânăr! Dacă îl veți saluta, vă va zâmbi la fel cu un zâmbet larg și frumos pe care... Pentru că vă iubește! Mulțumim foarte mult că sunteți alături și rămânem la munca dumneavoastră și la contribuția dumneavoastră adusă muzeografiei băcăoane și naționale prin vernisarea celui de-al 51 număr a Gormului Carpica, la care ați fost alături de Iulian Antonescu, fondator, în 1968. Ne-am străduit ca din 1997 cu acel să nu rămână niciun an pe această revistă și ne bucurăm că ați ales această titulatură împreună cu domnul Iulian Antonescu, care ne reprezintă ca entitate locală. Pentru a ne prezenta munca din acest an, îl voi ruga pe colegul dr. Vasile Diacon de la Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Neamț să ne prezinte volumul din acest an. Bună ziua, mulțumesc! Nu e nevoie că încerc să mă fac auzit. Doamnelor, domnilor, stimați colegi, dragi elevi, îmi revine onoarea să discut câteva vorbe despre
revista Muzeului Băcăuan. Știți, în lumea noastră, la unul din muzee, când ajungi la o vârstă respectabilă, ești rugat să faci prezentări de carte, de reviste și se pare că este valabil și în cazul meu. Acum, revenind la lucruri mai serioase, așa cum spunea și colega noastră, Răgămoara Istina, ne aflăm, iată, în fața volumului 51 dintr-o revistă cu tradiție, revista Practica, revista Muzeului Băcăuan, o revistă care face evident cinste aceste instituții și nu doar aceste instituții. Este o revistă cu tradiție, o revistă care a început ca o revistă de arheologie și îmi doresc și le doresc și colegilor mei să încerce să o păstreze la acest nivel. Nu am să vă povestesc foarte multe despre conținutul ei, pentru că mi-aș dori să vă strânesc interesul și să o descoperiți singur, cei dintre dumneavoastră care sunteți interesați de acest domeniu. Este un volum consistent, este un volum care este dedicat în egală măsură împlinirii a 90 de ani de viață domnului Capitanu, dar și celor 65 de ani de existență a Muzeului Băcăuan. Așa cum era și firesc, pentru că revista se adresează în mod principal, sau că este dedicat în principal domnului Capitanu, componenta de arheologie este una consistentă. Sunt 8 studii care pot fi consultate aici, de partea de arheologie, studii care sunt semnate atât de tineri cercetători, dar și de nume consacrate ale arheologiei de la noi și aș aminti doar că specialiștii din Ieșeni, pe profesorul Bubiba și profesorul Dan Gheorghe Teodor. De asemenea, o consistentă parte a revistei este cea de istorie, care îmbină studii de istorie militară, de istorie ecleziastică, istorie socială, studii care, bineînțeles, privesc nu doar zona Bacăului sau zona Moldovei, ci au și o componentă națională destul de importantă. De asemenea, în paginile revistei, așa cum ne-au obișnuit în ultimii ani, există și o componentă de heraldică și numismatică, în care, bineînțeles, și aici putem regăsi nume consacrate ale istoriografiei românești contemporane, așa amintit profesorul Ștefan Corvei de Aliaș. Există și o componentă a științelor conexe și aici publicația Băcăuană respectă o anumită tradiție, pentru că încă de la începuturile revistelor noastre muzeale a existat și această componentă a științelor conexe. Acum, nu știu cât este neapărat de potrivit acest termen în contextul muzeologiei și științelor umaniste actuale. Cred că mai degrabă putem vorbi de studii interdisciplinare, pentru că există tendința aceasta ca la ora actuală, istoria, arheologia în general, să nu mai fie însoțite de alte discipline, ci să se întrepătrundă foarte, 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 foarte bine. Și, bineînțeles, componenta de note și recenzii care sunt întâlnite într-o astfel de listă muzeală se regăsesc și în paginile volumului 51 din Cartica. Vă spuneam, nu voi insista cu foarte multe detalii, vă rog și vă recomand să răspuniți revista și să vă procurați cei dintre dumneavoastră care sunteți interesați. Nu rămâne decât să îi felicit pe colegii băcăuani pentru consecvență, pentru că în fiecare an, cred că la sesiunea muzeului, reușesc să publice câte un volum al acestei prestigioase reviste. Încă o dată aș vrea să-l felicit și să-l felicităm pe domnul Viorel Capitanu pentru frumoasa vârstă la care a ajuns și pentru realizările sale și să sperăm că ne vom revedea în un context similar și în anul următor. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Diaconu. De ceva ani, instituția noastră organizează sesiunea națională Vasile Pârban în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău și salutăm prezența doamnei director Mihaela Chelaru și pe lângă faptul că sunt partenerii noștri, ne aduc și contribuția publicistică a dumnealor și anume revista Acta Bacoviensia, care a ajuns în acest an la volumul 17, pe care l-a născut domnul Mirica Munteanu și pe care își va și prezenta în acest an.
instituție a Arhivelor Naționale din Bacău, care tocmai și făcuse o clădire nouă și am fost, să zicem, cam în același timp cu domnul rector Gheorghe Capitanu și diriginți de șantier, în adevărat, sens al cuvântului, diriginți de șantier la realizarea celor două edificii. Noi, atunci când am început în 92, muzeul 94, parcă, nu? Păcăiți? 91 de mersuri, da, da. Și vreau să vă spun că această revistă, acest anual, este printre puținele din țară ale Arhivelor Naționale. Mai este un anual al Arhivelor din Maramureș, dar care tratează numai probleme de istoria Maramureșului. Un anual al Olteniei, la care participă județele din Oltenia, Dolj, Gorj, Vâlcea și Lipici și Mehedinciu. Iar au mai fost de 4-5 numere la alte câteva județe. Este un efort în a realiza așa ceva, dar este și o carte de vizită a instituției Arhivelor Naționale. Sunt publicate în acest volum și ca și în celelalte, studii de istorie, în mod deosebit de istorie medie, modernă și contemporană. Deci, arheologia am lăsat-o pentru că aplicam, nu ne-am băgat în domeniul lor, adică n-avem înscrisuri mai vechi de anul 1400, la noi la Bacău. Și, de asemenea, studii și articole de arhivistică, precum și de științe auxiliare, științe anexe ale istoriei. Așa numitele științe auxiliare, pentru cei care sunt în domeniul știu foarte bine, sigilografie, heraldică, genealogie, numismatică și așa mai departe. Deci și aceste științe speciale își află locul în revistă, precum și Cartea Veche Românească, pe care noi tratăm dintr-un alt punct de vedere, însemnările făcute pe paginile cărților vechi românești. Și mă refer la cărți începând cu sfârșitul secolului XVII, aproape la data secolului XVII, însemnările la 1650-60 pe aceste cărți. În partea inferioară, de regulă, în partea inferioară a paginilor, posesorii sau cei care au folosit cărțile sau care parcă au slujit și le-au lăsat în biserică, în cea mai mare parte sunt cărți bisericești, au consemnat diverse chestiuni. Multe din cele consemnate în acele cărți nu le găsim în alte documente. Anumite evenimente, fenomene meteorologice și altele, dar chiar și însemnări politice, economice, culturale, din unele cărți vechi, deci este socotită carte vechi, cea tipărită până la 1830, am scos câte două, trei, chiar și șase pagini la calculator, colecția de calculator, de pe o singură carte. Și toate aceste categorii de informații, de articole, studii, se regăsesc în paginile anualelor noastre. Eu vă mulțumesc și vă doresc mai bine. Mulțumim, domnule profesor Victor Munteanu.
Un alt lucru pe care îl supunem atenție dumneavoastră este vorba de un volum care este dedicat arheologiei industriale, pe care îl va prezenta autorul Dorel Băleiță, pe care îl invităm. Acest volum este rodul unei pasiuni, pasiunea pentru jetoane. Jetoanele au jucat rolul unor înlocuitori de monedă măruntă, sau, dacă vreți, au fost un fel de strămoș al tichetelor de masă. Ele erau folosite, în general, la cantine, cantine de fabrici, de exploatări forestiere. Erau primite ca o parte din remunerația cuvenită pentru o activitate desfășurată de angajați și cu ele își puteau achiziționa muncitorii alimente, unelte, îmbrăcăminte. Deci, cumva similar cum sunt tichetele de masă de astăzi. Jetoanele prezentate în acest volum au circulat în prima jumătate a secolului 20. De ce arheologie industrială? Arheologia industrială e un domeniu interdisciplinar complex, care are ca arie de cercetare studiul dovezilor materiale și imateriale ale începuturilor industriale și ale devenirii industriale unei localități sau unei țări. Este un domeniu relativ nou de cercetare. Termenul de arheologie industrială a fost folosit în a doua jumătate a anilor 50 în Anglia, în Marea Britanie, unde s-a pus problema prezervării urmelor revoluției industriale pe teritoriul Marii Britanii. Apoi, la noi în țară, e un domeniu chiar foarte nou. Abia prin 2003 s-a dat o lege a prezervării și a inventarierii patrimoniului industrial, preindustrial și industrial în România. Primul care s-a ocupat de acest domeniu și a avut și un curs și a scos și un volum intitulat Arheologie Industrială a fost arheologul Volker Vormann, cercetător la timp de 20 de ani la Institutul de Arheologie din Cluj, apoi emigrat în Germania și este cel care a scris 10 volume despre sarea și argintul în Transilvania și alte 10 ani, ăsta a fost lansat al 10-lea volum, din patrimoniul preindustrial și industrial în România, unde face o inventariere a rămășiților industriei românești, începuturilor și până în zilele noastre. Volker Vormann este cel care a scris și prefața acestui volum. Am să vă spun că acest volum, practic, pleacă de la prezentarea jetoanelor, care sunt niște dovezi, de multe ori singurele dovezi care au mai rămas, ale existenței unor entități economice. Am abordat 8 domenii industriale, exploatarea și prelucrarea lemnului. Aici sunt foarte multe astfel de jetoane. S-au prezentat istoricul apariției jetoanelor și al evoluției și apariției societăților care au emis astfel de jetoane din domeniul prelucrării și exploatării lemnului și sunt firme din localitatea Chioșdeni, undeva la marginea județului Buzău astăzi. Apoi, Societatea Anonimă pentru Exploatarea Pădurilor Arif Argeș, Cooperativa Forestieră Albina Tarcău, Fabrica de Lemn de Rezonanță Gustav Reichler de la Găinești. Un alt domeniu abordat este industria exploatării pietrelor de construcții, unde s-au prezentat jetoanele carierei de grănit Muntele Caro. Din industria textilă, Societatea Anonimă Țesătoria din Pitești, industria zahărului, fabrica de zahăr de la Mărășești. În industria berii sunt prezentate două fabrici, de fapt o fabrică și un concert care au mai multe fabrici, fabrica de bere Julius Beiru din Năsiret și concertul Friedrich Zell și fii, care a avut un mare fabricant sau un mare deținător de fabrici de bere și băuturi spiritoase. Apoi, din domeniul industriei sticlei, fabrica de sticlărie din Negulești,
județ Neamț, industria de ciment, fabrica de ciment Portland al lui Cantacuzino din Brăila și industria chimică, fabrica de produse chimice din Mărășești. N-am să răspund prea multe despre carte, vă invit să o căutați, ea există la Biblioteca Județeană aici în Bacău, la muzeu, și să vă doresc lectură plăcută într-un domeniu poate că mai puțin cercetat, în domeniul industrial și al jetoanelor. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi. În continuarea programului nostru, vă vom invita în sala de expoziții temporare a instituției noastre, unde va fi permisată o expoziție care sper să vă încânte, o expoziție care se numește Patrimoniul Cultural Băcăuan între vechi și nou, lucru care înseamnă că noi prezentăm acolo patrimoniul vechi și nou este pentru de avea intrat în gestiunea instituției noastre. Este vorba despre prezentarea cercetărilor arheologice realizate de instituția noastră din ultimii 7 ani, cercetări arheologice care sunt atât sistematice cât și preventive și enunț aici, pentru început, în prim plan, vor fi descoperirile realizate pe proiectul de infrastructură rutieră, varianta ocolitoare a municipiului Bacău. Proiect care s-a realizat, este util și notabil că s-a și finalizat și putem circula pe el de ceva timp. Vă invităm în sala testului. Pentru că în această sală avem foarte multă istorie, atât veche cât și recentă, prin aceea descoperirilor. O să mă scuzați, dar o să dau citire gândurilor pe care le-am așternut pe aceste pagini aseară. Ne aflăm într-o expoziție care are patrimoniul din neolitic, cum ar fi culturile Starce, Ofriș și Boian. Cred că observați că suntem din Moldova până în Muntenia. Avem patrimoniul din epoca bronzului, patrimoniul din epoca cetotacă, epoca carpică, prefeudal, medieval. Și în această expoziție am încercat să expunem tot o parte mică din ce am descoperit în ultimii ani și veți vedea în sală planșele pe care sunt toți colaboratorii noștri, pentru că spuneam că este o istorie veche și una nouă. Au lucrat în colaborare cu instituția noastră foarte mulți arheologi din țară, iar pe hol, pe câțiva dintre ei, îi veți vedea la muncă în alte haine decât acestea pe care le avem astăzi. Astfel, expoziția oferă publicului spre vizitare bunuri culturale arheologice descoperite prin cercetările efectuate de instituția noastră în ultimii 7 ani, adică în perioada anilor 2016-2022. Cercetările se referă atât la cercetări arheologice sistematice, cât și la cercetări arheologice preventive, realizate pe diverse obiective de infrastructură națională. Cercetările arheologice sistematice ale instituției noastre s-au desfășurat în ultimii ani pe șantierul arheologic cu cutenean de la Fulgeriș, Comuna Pâncești, județul Bacău, responsabil științific de șantier din subsemnata, alături de care a fost un colectiv format de-a lungul anilor de mai mulți colaboratori, arheologi, studenți și, în ultimul rând, forța de muncă locală, fără de care ne puteam desfășura activitatea. Aici, în ultimii ani, au fost dezvoltate diverse proiecte interdisciplinare, cum ar fi colaborarea din anul 2021 cu Universitatea Alexandria Buza Iași, și anume Centrul de Cercetări Interdisciplinare, coordonator al acestuia fiind dr. Andreea Sândulesi, care în 2021 ne-a realizat fotografii aeriene, atât în plan oblic cât și plan vertical, din care a fost derivat prin prelucrare fotografică modelul numeric al suprafeței situlului, precum și pentru arealul proximal al acestuia, rezultând astfel replicarea în formă digitală a suprafeței situlului și împrejurimilor. Se vede în planșa de început. În ceea ce privește o muncă din ultimii ani importantă a acestei instituții, și anume cercetările arheologice preventive, acestea coordonate de instituția noastră au debutat în anul 2016, când a fost demarat proiectul de infrastructură rutieră
varianta ocolitoare a municipiului Bacău, obiectiv care, pe lângă importanta valoare în planul dezvoltării economice locale, zonale și naționale, a oferit o oportunitate și în dezvoltarea cunoașterii istoriei și dezvoltării patrimoniului cultural arheologic din această zonă. Ori obiectivul, care a însumat 30,2 km, a fost diagnosticat din punct de vedere arheologic în lunile iulie-august a anului 2016 de un colectiv coordonat de subsemnată, având în colaborare a următorii arheologi, Tănăstru Secaru, Petre Colțeanu și Andrei Heroiu. Adică, practic, două luni de zile, patru oameni au bătut pe jos această centură ocolitoare pentru a urmări vestigiile arheologice care sunt pe tronsonul centurii Bacău, care au fost, cercetați. În urma realizării acestui diagnostic, noi am descoperit 7 situri arheologice din mai multe epoci istorice și o să vi le număr ca să vedeți importanța cronologică a descoperirilor realizate pe acest obiectiv. Și astfel, situl 1 este situat pe raza localității Sărata, în punctul Bagna Sărății, Comuna Sărata, cercetat în lunile septembrie-noiembrie din 2016, cu patrimoniu din epocile neolitice, Stagiu Ocriș și epoca bronzului, cultura Costișa Comarov. Situl 2 este situat pe raza Comunei Schinei din Comuna Săucești, cercetat în două etape, 2016-2017 și reluat cercetările 2019-2020 din următoarele perioade istorice. Epoca bronzului, cultura Monteoru și cultura Nouă, prima epoca fierului, perioada carpică, epoca medievală timpurie și epoca medievală din secolele 16-17. Următorul sit cercetat și descoperit prin diagnostic este vorba de situl 3, din Comuna Săucești, punctul Imașul Vacilor, Comuna Săucești, cercetat de asemenea în două etape, în 2017 și preluat de cercetările în 2019. Acest sit a fost locuit de-a lungul epocilor istorice, după cum urmează, epoca bronzului, prima și a doua epoca fierului și perioada carnică. În continuare a fost descoperit situl 4, tot din localitatea Săucești, Comuna Săucești, cercetat în 2016 și 2017 și reluat de cercetările finalizate de pe tronson în 2019. Cu mențiunea că cercetările de pe aceste situri pot continua și în formă sistematică. Situl numărul 4 este din următoarele perioade istorice. Prima și a doua epoca fierului, epoca carpică, epoca medievală și epoca modernă. În continuare am găsit în Comuna Lentea Veche 3 situri. Situl numărul 5, cercetat în 2019, din epocile Cetotacă, secolele 2-1 înainte de Hristos și câteva complexe arheologice specifice culturii Sântana de Muriș. De altfel, acest sit este și publicat în anul 2020 și vor mai urma și alte volume monografice pentru fiecare sit în parte. Lucrăm noi la situl 3 și colegii noștri de la Iași, vă voi spune colectivele imediat, lucrează la situle 2 și 4. Tot pe raza Comunei Lentea Veche a fost cercetat și situl numărul 6 în 2016, decembrie 2016, datat în epoca neolitică și a doua epoca fierului. În noiembrie 2016 a fost cercetat situl 7, tot din localitatea Lentea Veche, datat în epoca bronzului, cultura nouă și a doua epoca fierului. Rezultatele ultimilor două situri, 6 și 7, au fost deja valorificate într-un volum din Carpica din 2017. Cred că observați că încercăm ca munca noastră să fie valorificată atât expozițional, cât și între coperțile unor volume, pentru ca munca noastră să fie cunoscută și valorificată în continuare științific. Astfel, în expoziție sunt prezente obiecte. Vă spun de la început că este o selecție din toate descoperirile noastre, că trebuia o sală de expoziție permanentă să le pot valorifica pe toate. Sunt prezente obiecte din următoarele situri arheologice. Situl 3 și aici vă las să vedeți în vitrine ce este descoperit. Vreau să menționez colectivele de cercetare pentru că este foarte important să știm că munca din piesele acestea au avut o muncă în spate cu un colectiv numeros.
Deci, titlul numărul 3, responsabil științific subsemnata, alături de care ne-a fost permanent colegul nostru Dănăs Prisecaru, permanent pe toate șantierele din 2015 de când s-a angajat, adică a început cu șantierul sistematic la Fulgeriș și apoi ne-a urmat pe toate șantierele, atât în Bacău cât și în alte zone, vă voi povesti mai încolo. Pentru că suntem foarte puțini arheologi, nu aveam cum să putem cerceta în timpurile necesare pentru proiectele de infrastructură. Ne-am adunat alături de noi, ne-am adus alături de noi arheologi și prieteni și pentru siturile noastre am fost sprijiniți de către Muzeul Județean Buzău și o să dau citire colegilor care au participat la cercetările arheologice de pe situl 3. Domnul dr. Sebastian Matei, domnul dr. Daniel Garvan, domnul dr. Laurențiu Grigoraș. Alături de noi, pe atunci, mai aveam un coleg, de fapt doi colegi de la muzeul nostru, Tiberiu Teodor Plăcintă și Prândușa Elena Popovici. De asemenea, din colectiv, în prima parte a acestor cercetări, a făcut parte și colegul de la Constanța, acum Petrică Colțeanu. Și nu în ultimul rând, pe acest sit, pentru că am cercetat în 4-5 luni 600 de complexe, aș vrea să amintesc studenții care erau studenți, dar deci acum nu mai sunt studenți, care ne-au fost alături. Unul din studenți, Simina Mihailai Laș, acum este și colegă la un muzeu. Și în acest colectiv au participat mai multe săptămâni Adrian Gâlea, Paul Marian Boieru, Ștefan Bogdan Nova, Cristina Dicu, Monica Chicuș și colegii noștri, ne spunem noi, tehnicieni de săpătură, Marius Alexandru Istina și Dragoș Mănescu, care este expert în achiziții la noi, dar care ne-a ajutat foarte mult pe teren din punct de vedere administrativ. În continuare o să vedeți expus piese din situl 5. Colectivul de cercetare a acestui sit a fost responsabil și științific subsemnata, alături de colegii noștri de la Muzeul Dănăs Prisecaru, Tiberiu Teodor Plăcintă și colegii de la Buzău, Sebastian Matei, Roxana Elena Munteanu, Daniel Garvan și Laurențiu Grigoraș. De asemenea, viteza necesității cercetării acestui sit a făcut ca să deranjăm și alți colegi din alte secții și ne-au fost cu drag alături de noi Iulian Petru Bucur, Sebastian Sascău și Marius Alexandru Spina și Dragoș Mănescu, cărora le mulțumim foarte mult că ne-au suportat condițiile care sunt de șantier. În continuare, în expoziție veți vedea piese arheologice descoperite pe situl 2, sit care este de asemenea plurstratigrafic și pe acest sit coordonator a fost Institutul de Arheologie din Iași și responsabil științific a fost arheologul dr. Dănuț Dumitru Aparaschivei, alături de care au fost și aici foarte mulți colaboratori. Aș vrea să-i numesc pe cei care au stat și foarte mult, adică din mai până în din mai 2019 până în aprilie 2020. Și numesc aici pe dr. Ștefan Moncu, dr. Diana Măduca Vornicu, dr. Sever Petru Boțan, dr. Cătălin Riban, dr. Lucian Munteanu și Andrei Heroiu, care a fost în colectivul din 2016. În continuare veți vedea piese de pe situl 4, cu un sit care a fost coordonat din punct de vedere științific de Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Facultatea de Istorie, responsabil științific de șantier fiind domnul profesor universitar dr. Lucrețiu Burliba, alături de care au fost colaboratorii săi mai tineri, dr. Felix Adrian Tercariu, Andrei Asândulesi, Cătălin Ben, Casandra Brașoveanu, Iulia Dumitrache, Andrei Ațetean, Petre Coțeanu și Radu Balaur. Colective care și aici au fost completate cu foarte mulți studenți, nu putem să-i nominalizăm chiar pe toți, că nu sunt nici în... Nu este posibil. Apoi veți vedea expuse piese de pe situl 7, un sit care nu a avut așa multe complexe, dar care poate l-a prezentat pe cel mai frumos. O să vedeți că avem pusă inclusiv în spatele celor trei vase descoperite in situ, avem pusă inclusiv ilustrația.
pe acest sit au cercetat Dănuț Pisecaru, Petre Colțeanu, Andrei Heroiu și Oana Gheorghe. Un alt proiect de infrastructură prezent în sală este o condută de gaz care a străbătut județul Bacău în anul 2020 către Republica Moldova transportau aceste conducte gaze, de fapt se transportă acum că sunt realizate. Și pe, acest tronson noi am săpat două situri, unul la Bărâneasa din comuna Limbez, cu un colectiv compus din responsabil științific, arheologul Andrei Măgureanu de la Institutul de Arheologie Vasile Purvan din București, și membrii au fost subsemnat Adăuț Pisecaru, Tiberiu Teodor Plăcintă, la care s-au adăugat colegii Simina Mihaela Ilaș, Dragoș Mănescu și Marius Alexandru Istina. Situl acesta este datat în cele două epoci ale fierului, Hallstatt și Laten. Tot pe tronsonul de conducte de gaz a mai fost descoperit un sit la Inăchești, în punctul denumit Livada Școlii, comuna Bereștazlău, județul Bacău. Colectivul acesta a fost ca și celălalt de la Bălăneasa, adică responsabil științific Andrei Măgureanu, membrii Lăcrămelea Inălestina, Dănuț Pisecaru, Tiberiu Teodor Plăcintă și colegii noștri Simina Mihaela Ilaș, Dragoș Mănescu și Marius Alexandru Istina. Acest sit este datat în mai multe perioade istorice, epoca bronzului, a doua epoca fierului, cultura dridu și epoca medievală. Expoziția se încheie cu un alt proiect de infrastructură rutieră națională important și anume Centura București A0. Instituția noastră a câștigat licitațiile de cercetare arheologică pe acest tronson pentru loturile 2 Sud și 2 Nord, cercetări realizate în perioada anilor 2020-2022, cu următoarele situri prezente în sală, că mai sunt situri cercetate pe aceste tronsoane. Situl 2 de la Dărăștilpo, comuna Dărăștilpo, județul Ilfov, colectivul de cercetare fiind compus din responsabil științific subsemnata și membrii Dănuț Pisecaru, Andrei Heroiu, Oana Gheorghe, Paul Marian Poieru, Mădălina Sagă și Sorin Costea. Acest sit este datat în epoca bronzului și epoca cetodacă, cu cultura chilia militară. Un alt sit expus este situl numărul 5, din localitatea Frunt, orașul Măgurele, județul Ilfov, colectivul de cercetare fiind compus subsemnata responsabil științific, membrii Dănuț Pisecaru, Andrei Heroiu, Oana Gheorghe, Paul Marian Poeru, Codruț Florea, Mădălina Sava și Sorin Costea. Acest sit este din datat în perioadele istorice, după cum urmează, epoca bronzului, cea de-a doua, epoca fierului și epoca medievală târzie. Următorul sit din expoziție, în care avem o amuletă mai specială, o steluță din lut, este cel de la situl 3 de la Dimieni, care mi-a fost foarte drag, pentru că este din epoca neolitică, după foarte multe alte perioade cercetate, am cercetat și un sit neolitic. Dimieni, comuna Tunar, județul Ilfov, responsabil științific subsemnata și membrii următorii arheologi, Dănuț Pisecaru, Andrei Heroiu, Oana Gheorghe, Paul Marian Boeru, Sebastian Drog, Sorin Costea, Alin Gheorghe, Ștefan Tardien Palamiuc, Andreea Elena Preda. De aceea am vrut să enumăr acești colegi, pentru că vedeți câtă lume a muncit la aceste proiecte. Deci, cum vă spuneam, situl 3 este datat în epoca neolitică, cultura Boian, epoca bronzului și epoca cetodacă. Un ultim sit prezent în expoziție este situl 4 din comuna Tunari, din localitatea Tunar, comuna Tunari, județul Ilfov, sit care a avut o suprafață imensă de descărcare de sarcină arheologică, deoarece pe lângă preteaua care leagă A0 de A3 a fost amplasat pe acest sit și un centru de intervenție al constructorului. Pe acest sit a fost responsabil științific subsemnata și membrii din colectiv Dănuț Pisecaru, Andrei Heroiu, Oana Gheorghe, Paul Marian Poeru, Sebastian Drob, Sorin Costea, Alin Gheorghe, Ștefan Daniel Palamiuc, Andrei Elena Preda. Acest sit este cu pregătere un nivel din epoca bronzului culturatei pe care am găsit lucruri foarte interesante și care sunt în curs de restaurare. Toată această munca noastră, și vedeți câți arheologi am fost, ce echipă mare de arheologi și ce au făcut de muncă colegii noștri la restaurare.
Deci vreau să menționez că colegii noștri la restaurare, Iulia Voinescu și Petre Voinescu, au trecut toate aceste piese, au trecut prin mâna lor și au reușit să ne facă față la atâția specialiști. Și vreau să le mulțumesc și pe această cale și să știe că le apreciez foarte mult munca. Și la final vreau să mai menționez câțiva colegi, pentru că și a pune în scenă această expoziție este tot o colaborare, iar la realizarea acestei expoziții ne-au ajutat colegii noștri Marina Mihaela Bărbieru, Elena Brândușa Popovici, Dănuț Pisecaru, Marius Alexandru Istina, Sebastian Sascău, Iulian Bucur, Mihnea Baran, Maria Păcuraru și colega noastră Mihaela Băușanu, care recent ne-a și preluat în gestiune patrimoniul pe care noi îl călăuzim. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și știu că am enumerat foarte multe nume, dar aceste nume sunt foarte importante pentru că aceste piese nu au ajuns singure în vitrină. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă lăsăm câteva momente să priviți expoziția, după care să vă mai invităm într-o sală, în sala noastră dedicată medalisticii, se numește Sala Colonel Ioan Dogaru și acolo vă va vorbi domnul Ștefan din Alba București despre 100 de ani de la nașterea celui care ne-a făcut una dintre cele mai importante donații de medalistică din țară. Vă mulțumesc foarte mult și o să vă invităm în sala de alături.